Și aici la Litex Loveci e frumoasă povestea. Eram în iarnă, îmi căutam echipă pentru că nu mai mă întorceam la... Și mă sună Stoichiță, care fusese la Litex. Exact. Și zice, Vivi, vrea Grișa Gancev, un fundaș central, și te-am propus pe tine, Liga Campionilor. Asta zice, dar vrea să te vadă. Și bine, mă, ai și pus în, ai fost în probe? Da, da. Nu cred. Pe cuvânt, era sâmbătă. Și zice, păi zice, mâine, duminică, joc o meci amical la Lovești. Dar zic, că sunt până acolo? Zic, vreo 150 de kilometri. Zic, am lipit și ceva, nu avea ce face duminică, mergem împreună. Zic, hai că mergem împreună, că el pleca luni în Panama, da, sau nu știu unde pleca. Așa. Urc în mașină de la Plăiești, mă duc la Stoichița ca să las mașina mea acolo și plecăm cu mașina lui la Lovești, că el știa drum. Mergem la Lovești, dimineața ajungem pe la 10 și ceva, la 11 era meciul. Avea înghetele și cu apărătorile. Mă duc, mă schimb, mă prezintă Gancev, mă prezintă antrenorul, zice, haide, în teren să te vedem dacă ești fotbalist, nu? Ca să mă-ți dai seama. Bineînțeles, eram pregătit că făceam antrenamente. Am pictat, ca să zic așa. Minutul 25 l-a luat pe Gancev, l-a luat Gancev pe Stoichiță și a zis, nu mai pleacă de aici. Vine ăsta la pauză Stoichiță, zice, bă, nebunule, vezi că te las aici. Ce să mă lăsi aici, mă, că n-am decât pașaportul, că era cu pașaportul, n-am decât pașaportul, închetele și apărătorile, ești nebun. Nu, a zis ăsta că nu mai e. Între timp, repriza a doua, am mai jucat vreun sfert de oră și m-au schimbat și a zis, gata, rămâi aici, îți dăm ce vrei, ce vrei. Lui Stoichiță i-a umplut mașina de băuturi, de sucuri, dar ăla de mergea Stoichiță, așa zice, că am ajuns la graniță, au zis ăștia că fac trafic de sucuri și de... Așa zice, jumate din mașină le-am dat-o, luați-o voi, că nu mai pot să mai țin arcurile până acasă, înțelegi? Și uite-te cum am rămas eu în Bulgaria, cu ghetele, apărătorile și pașaportul și doar ce aveam pe mine. Și sunt soția. Mamă, zic, m-au oprit aici ăștia, nu mai mă las să plec. Păi cum, că n-ai bagaj, n-ai astea? Păi zice, zic, mâine sau luni sau marți să pleacă la Norcia, în cantonamentul de la Norcia, că toate echipele, da, din Bulgaria mergea în cantonamentul de la Norcia. Și zice patronul, vorba puțin în engleză, mi-a dat un bodyguard de la dealul lui și m-a sunat într-un magazin de la acolo și a zis, ia ce vrei. Cumpărăși ce vrei, de la periuță, de din spate, da, da, de din, da, da, până la Adidas, training, blugi și alea. Și mi-am făcut cumpărăturile, mi-am luat și o valiză și alea și a doua zi sau trei zi am plecat la Norcia. E, ce se întâmplă la Norcia? Știi că toate echipele, venise Gigi Becali atunci în 2000. Păi și ale noastre mergeau, da, la Norcia. Da, și era Gigi Becali la Steaua în 2000, atunci tânăr. Da, încă investitor. Nu era oarecum. Da, dar aparte era a venit, pe lângă echipă, a venit, da, și el la Norcia acolo. Finala turneului de la Norcia, Litex Loveci, Steaua București. Așa. Incredibil. 4-2 sau 5-2 i-am bătut. A dat Gigi Becali, țin minte, $1000 primă la jucătorii de la Steaua, că era primul trofeu al lui, să ne bată pe noi. 4-2 i-am bătut. Primă la meci amical, să ne înțelegem. Da, da, era un turneu amical, dar era turneu. Da, uite așa, și am jucat 2 ani și jumătate în Bulgaria. Frumoasă ieșit, perioada aia. Frumoasă, am ieșit în fiecare an cel mai bun fundaș central al campionatului bulgar. Am jucat, am scos Union Berlin, era Union Berlin. Am jucat cu AEK Atena, am marcat și un gol cu AEK Atena. Frumoasă perioada. Dar ai fi crezut dacă îți spunea cineva că în Bulgaria vei câștiga cei mai mulți bani din cariera ta? Niciodată. Nu credeam că în Bulgaria se pot câștiga atâția bani. Bine, câștigam noi, eram eu un brazilian și un sârb. Bulgaria aveau salariile normale pentru fotbalul bulgar. Dar Gancev a vrut 3 jucători care să crească valoarea echipei și a plătit exact cât i-am cerut. Păi dacă i-am cerut, țin minte atunci, ca să semnez vreo 60-70 de mii de euro. Început să la euro semnătură? Atunci, la semnătură, da. Semnătură. Și mi-a zis, nici n-a clipit. Și că acum cum să plec eu cu banii? Și a zis, zice, până la graniță, pe unde te ajutăm e, pe noi. Preven, pe ăla, zice, te ajutăm până la graniță. La graniță, la tine, la românii, ai grijă. Și mi-am luat Adidas cu 4 numere mai mari și m-am învățat eu să bag banii, că așa, am băgat jumătate, așa. Și așa am trecut ăsta. Așa am trecut acolo. Dar când m-am întors, știi că un bulgar mi-a zis să-i dau Adidas și lui? A zis că n-are și la Adidas. Îmi ceream Adidas și din picioare, dar erau Adidas și mei normali. Nu ăia mari, că ăia mari aveam un portbagaj, că poate mai treceam. Ei erau doar pentru situații speciale. Da, multe lucruri extraordinare și ți-am spus. Am avut o cumpănă în Bulgaria, când am întors de la Berlin,
Am mers cu un AN-24 ăla cu două elicii, era charter, că era din astea mici, și pe deasupra Ungariei unul dintre motoare a cedat. Da? Și s-a oprit elicia și mai era decât o elice. Și o vedeai? Și ca încep, a scos toți banii care avea în buzunar, cash, și a dat pilotului și a zis du-ne pe sol. Și a mers, a tras de volan, de motorul ăla, când am ajuns aproape de Bulgaria, așa a început să se iasă fum și din așa. Am avut noroc că am ajuns pe pistă la Sofia și a cumpărat ca ceva acel avion și l-a scos din ușă. A zis să nu mai mergă nimeni cu el. Asta a fost o cumpără atunci în Bulgaria, când ne întorceam de la Berlin. Ți-a fost frică Bulgaria? Mi-a fost frică, eram cu Pătrașcu, cu Bogdan, cu Pătrașcu, cel care juca până la Piacenza, zice, ce facem, murim aici cu Bulgaria, în loc să mă la noi în țară, dar am scăpat, ca să zicem așa.